În continuare activităților dedicate campaniei Salvează vieții genea mâinilor, reprezentanții instituțiilor sanitare din Zalău au desfășurat pe platoul de marmură din centrul Zalăului un flash mob, prin care au atras atenția trecătorilor asupra importanței aplicării tehnicii corecte de spălare a mâinilor. Acțiunea a fost organizată de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Sălaș, Spitalul Județean în parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară și Crucea Roșie, filiala Sălaș. În fiecare an, în luna mai, desfășurăm campanii de conștientizare cu privire la importanța spălării mâinilor, atât pentru personalul medico-sanitar, cât și pentru întreaga populație. Este foarte important ca populația să învețe că spălatul pe mâini duce la prevenirea celor mai multe dintre îmbolnăviri și este important să începem cu elevii, cu copiii de vârstă mică. De data aceasta, noi avem aici invitați în Piața de Marmură elevii ai școlilor post-liceale, voluntari de la Crucea Roșie, care sperăm noi că vor transmite mesajul mai departe și la ceilalți colegi din mediile din care provin. De asemenea, sunt angajați ai Spitalului Județean Zalău, care deja sunt obișnuiți cu tehnica corectă a spălării mâinilor, lucru pe care ei îl fac cu conștiinciozitate în fiecare zi în Spitalul Județean, pentru că știu foarte bine că asta ne scapă de infecții nozocomiale și în același timp rezistența antimicrobiană. Este anul igienei mâinilor. Și așa că ne-am alăturat campaniei desfășurate de DSP Sălaj împreună cu grupul din Marea Britanie, grupul de specialiști. Și bineînțeles, voluntarii Crucii Roșii sunt alături în această activitate și încercăm să popularizăm cât mai mult importanța acestei campanii. Tehnicile corecte de spălare a mâinilor au fost executate de reprezentanții din Marea Britanie care au venit la Zalău cu prilejul celei de-a 7-a ediții a conferinței de sterilizare.